dacă este să ne luăm după spusele istoricului Vasluian Laurențiu Chiriac, se pare că Ștefan cel Mare a avut patru soții, Marușca, Evdochia de Kiev, Maria de Mangop și Maria Voichița. Dintre acestea, doar Marușca nu era de neam mare. În schimb, unele scrierii spun că voievodul ar fi avut doar trei căsnici oficiale, Marușca fiind de fapt doar o concubină. Marușca, mama lui Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare, și pe care voievodul l-a recunoscut. Marușca nu apare însă ca soția lui Ștefan, în timp ce unii istorici susțin că, de fapt, Alexandru ar fi fost copilul Evdochiei. Mergând mai departe cu viața amoroasă a lui Ștefan cel Mare, în cronicile medievale stă scris că domnitorul ar fi avut două aventuri. Una cu o anume călțuna din Brăila, iar alta cu o pescăriță, Maria Rareș din Hârlău, cunoscută în istorie și sub numele de Trăreșoaia.